eu trebuie să spun că la noi în politica moldovenească și în justiția moldovenească se întâmplă foarte multe lucruri ciudate, foarte multe lucruri ciudate care nu au nimic cu democrație. Asta se referă și la procesul electoral, după cum vedem acum, asta se referă și la procesul judiciar. Și acolo și aici interesele domine, interesele domine. Și eu nu sunt de acord că pasul nu are strategie. Eu am tot dreptul și toate motivele să presupun că eu anume că au această strategie. Și această strategie constă în aplicarea sau antrenarea în procesul politico-electoral organelor de drept de urmărire penală din Republica Moldova. Deci, organul de urmărire penală a devenit un factor decisiv în politica autohtonă și în procesul electoral autohton. Și asta este foarte și foarte periculos. Pe de altă parte, nu pot fi de acord că găgăuzii, regiunea găgăuzii, nu votează partidele democratice. De ce nu sunt de acord? De aceea că, după observațiile mele, cel mai democratic partid care a fost în Moldova a fost partidul domnului Voronin. Atunci, într-adevăr, justiția cu Chiu Covaie a lucrat, aceste porcării, cum se fac acum, nu se făceau, nici nu credeau, nici nu le treceau prin cap să facă aceste porcării. Și în comparație cu regimul domnului Voronin, celelalte regimuri au degradat fiecare tot mai tare și mai tare și mai tare. Și ceea ce vedem noi acum, numai democrație nu poate fi numită. Deci, apărarea democrației acum în Moldova devine sarcina de bază a tuturor partidelor, de stânga, de dreapta, de centru, nu contează. Deoarece mâine pe mâine vor suferi toții. Uitați-vă, aplicațiile care militari și polițienești care au avut loc ultimul tip în Moldova. Pentru ce? S-a făcut referire la acțiunile militare din Ucraina. Dar eu am o altă presupunere. Poate aceste aplicații se fac pentru situația din Găgăuzie. Cine știe ce este în capul lor? Că așa s-a întâmplat că oamenii care au simțit acum gustul puterii și care acum au făcut foarte multe lucruri urâte și care știu foarte bine că odată cu schimbarea regimului lor n-a să le ajungă loc în Cricova la toți cei care au făcut aceste porcării, clar că ei vor face totul. Totul vor face pentru că să mențină această putere.